intrăm într-o relație ca să creștem și intrăm cu o idee greșită, aceea formată de mass media, o idee foarte romanțată, că relația este locul în care vom primi cadouri, vom merge în weekenduri romantice, în insule exotice și nu spun. Pot face foarte bine parte, dar nu de aia intru într-o relație. Relația, îmi găsesc cel mai bun antrenor în partenerul meu pentru a-mi arăta ce am de lucru la mine și pentru a-i arăta lui ce are de lucru la el. Și amândoi să facem pace, să creștem împreună. Când se ceartă doi adulți, știți cine se ceartă de fapt? O fetiță și un băiețel. I-ați văzut în parc când se păruie o fetiță și un băiețel? Fetița că nu știu ce vrea și băiețelul îi trage pumn și fetița țipă. Ăștia suntem noi. Când o femeie se ceartă cu un bărbat, o fetiță nevindecată se ceartă cu un băiețel nevindecat. E semn că amândoi au de mers înapoi în copilărie, au de lucrat la vindecarea rănii cele mai profunde pentru a-și descoperi fiecare darul, pentru a aduce armonia necesară. Amândoi trebuie să găsească calea potrivită pentru ei pentru a face acest lucru, pentru că asta îi va întări și îi va uni foarte tare. Inclusiv dacă această relație nu mai există sub forma în care există acum. Pentru că mulți dintre noi credem că dacă ne despărțim, s-a terminat relația. Nu! De acea persoană ești legată veșnic. Acea persoană a avut un rol în viața ta. Relația continuă, dar se transformă. Este un alt gen de relație. Și este bine să onorăm orice final și orice început. Pentru că dacă nu-l onorăm și terminăm așa relațiile cu pismă, cu ură, cu resentimente, de fapt ne va bântui această relație toată viața noastră. Așadar, este o invitație. Provocarea pe care soțul o aduce în familie este o ocazie uriașă ca femeia să vadă ce forță stă în ea diplomatică. Să vadă că este prima care poate face, ce curaj uriaș are, pentru că este prima care începe să lucreze la propria ei vindecare și prin exemplul ei personal și prin noua energie pe care o aduce în familie, îl inspiră pe soț și cu răbdare și cu înțelegere așteaptă ca efectele transformării ei să se răsfrângă ca binecuvântare asupra familiei, se roagă ca îngerii, Dumnezeu și toate forțele Universului să lucreze și la soțul ei și așteaptă și îl sprijină pe acesta ca să intre și el în propriul proces, pentru că niciun copilaș nu va fi sănătos atâta timp cât între părinți există fricțiuni. Și asta e provocarea mare cu orice mamă cu care lucrez, că lucrez eu sau că lucrez împreună cu doctorița Soescu, le spune: mai întâi mama. Și dacă vrea să vină și tata, cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Asta am înțeles și eu, iubitele mele. Și vă mai spun ceva. Femeia, când intră pe drumul acesta al regăsirii de sine, al știți că evoluați, creșteți, vă maturizați și provocările sunt pe măsură. Deci acum nu mai suntem la clasa 1. Soțul vă dă probleme de clasa 12. Bun. Noi femeile ne prindem foarte repede. Datorită intuiției feminine ne prindem repede, simțim, ne dăm seama ce a fost în noi, intrăm în contact cu emoțiile noastre, vindecăm foarte repede, dar în același timp suntem foarte ușor distrase. Mergem așa, în curve, știți? Op, iar am deviat, iar am ieșit din, iar trebuie să mă aduc înapoi, iar bărbaților le ia mai mult. Cu ei trebuie să avem, că ei trebuie să coboare de aici, aici, și asta durează cel mai mult. Lor le ia mai mult, dar când s-au prins, se duc în linie dreaptă și nu-i mai oprește nimeni. Acum e momentul, acum!
să începi să lucrezi cu tine. Nu te lupta cu soțul. Dezarmează-l. Știi cum îl dezarmezi? Iubirea ta.